Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Sputnik și provocările sale, cum au reacționat americanii în urma lansării primei rachete a rușilor. Racheta Sputnik a fost lansată la 4 octombrie 1957 la ora 19:28 de minute, de la locul numărul 1 de la Tiuratam Field. Sistemul său de control a fost setat pentru o orbită de 223 cu 1,45.000 de kilometri, cu o perioadă orbitală de 101,5 minute. Proiectanții, inginerii și tehnicienii care au dezvoltat racheta și satelitul au asistat personal la lansare, apoi au mers la o stație radiomobilă montată într-o mașină pentru a asculta semnalele satelitului, care au venit din peninsula Kamchatka, dar au dispărut curând. Au așteptat aproximativ 90 de minute până când semnalul a reapărut dinspre sud-vest, confirmând că satelitul a parcurs o orbită și încă mai transmitea. A fost sunat apoi premierul sovietic Nikita Hrușciov, fiind asigurat de succesul lansării. Ulterior, agenția TASS a difuzat un comunicat internațional în care se spunea că, în urma unei munci intense a institutelor științifice și a agențiilor de proiect, primul satelit artificial al Pământului a fost construit, lansat și pus pe orbită. Satelitul, o mică sferă lustruită, avea o luminozitate aparentă de magnitudine a 6-a și, prin urmare, era abia vizibil. Cu toate acestea, frecvențele pe care Sputnik 1 emitea unde radio, nu numai că permiteau recepționarea acestuia de către echipamentele de amatori existente la acea vreme, dar permiteau și operatorilor să se acordeze cu ușurință în benzile de frecvență ale acestuia. În consecință, guvernul sovietic s-a exprimat public, invitând pe toată lumea să înregistreze semnalul transmis de satelit. Prin urmare, dincolo de Uniunea Sovietică, semnalele Sputnik 1 au fost urmărite de stații radio și radioamatori din întreaga lume. Pe cea de-a doua orbită, semnalele sale au fost recepționate de o stație de monitorizare BBC la sud de Londra, în ceea ce a fost prima recepție înregistrată a satelitului în afara URSS. Aproape în același timp, instalațiile militare americane din Germania de Vest au recepționat și înregistrat semnalele satelitului, iar la 5 octombrie, un laborator militar a capturat înregistrări ale lui Sputnik 1 în timpul a 4 treceri deasupra teritoriului american. La momentul lansării Sputnik 1, guvernul american a organizat o rețea de oameni de știință și amatori pentru a asista la lansarea ceea ce ei credeau că va fi primul satelit lansat, Vanguard. Această rețea, asamblată și coordonată de Operation Moonwatch, a inclus echipe de observatori vizuali la 150 de stații din Statele Unite și din alte țări. După ce a fost anunțat de lansarea satelitului sovietic, guvernul american a redirecționat Moonwatch pentru a-l identifica în spațiu. Cu toate acestea, satelitul a fost greu de văzut, iar îngrijorările legate de prezența sa deasupra teritoriului american au fost agravate de incapacitatea guvernului de a identifica corect traiectoria în primele zile de la lansare. Deși pregătirile pentru AIG au dus la crearea sistemului Minitrack, acesta funcționa pe frecvența de urmărire de 108 MHz și nu a putut urmări Sputnik 1. Prin urmare, guvernul american a făcut apel la comunitatea pasionaților de radio din țară pentru a furniza date pentru a urmări satelitul în timp ce stațiile Minitrack erau reconfigurate. Mai târziu, Sputnik a fost fotografiat de observatorul Newbrook din Canada, iar un film care îl arată traversând cerul înainte de răsărit a fost filmat la Baltimore pe 12 octombrie. Principalele obiective științifice ale lui Sputnik 1 au fost testarea metodei de plasare a unui satelit artificial pe orbita Pământului pentru a avansa alte obiective civile și de explorare ale programului spațial sovietic, colectarea de date privind densitatea atmosferei prin analiza duratei de viață a satelitului pe orbită, determinarea efectelor propagării undelor radio în atmosferă, testarea metodelor vizuale și radio de monitorizare a obiectelor de pe orbită și verificarea principiilor de presurizare utilizate la bordul satelitului.
În special, succesul experimentului Sputnik 1 a permis mai multe îmbunătățiri în timpul lansării Sputnik 2 și a câinelui Laika la 3 noiembrie a acelui an. Satelitul a achiziționat date referitoare la densitatea straturilor superioare ale atmosferei și la propagarea semnalelor radio, inclusiv informații despre densitatea electronilor din ionosferă și despre temperatura și presiunea atmosferică locală. Deoarece satelitul a fost umplut cu azot sub presiune, acesta a permis de asemenea, pentru prima dată, detectarea meteoroizilor de-a lungul traiectoriei sale, deoarece pierderile de presiune internă datorate pătrunderii acestor obiecte pe suprafața sa ar fi fost evidențiate în măsurătorile de temperatură. Sputnik 1 a emis semnale radio timp de 3 săptămâni, până la sfârșitul duratei de viață a bateriilor sale chimice, la 26 octombrie 1957. Deși era inactiv, orbita și comportamentul său au continuat să fie monitorizate vizual. La exact 92 de zile de la lansare, la 1440 de orbite complete în jurul Pământului și o distanță parcursă de aproximativ 70 de milioane de kilometri, satelitul s-a dezintegrat la 4 ianuarie 1958, când a intrat în cele mai groase straturi ale atmosferei terestre. Etajul central al rachetei R-7 a rămas pe orbită timp de 2 luni, până la 2 decembrie 1957. Lansarea lui Sputnik 1 a fost primită cu mare surprindere și a stârnit interesul guvernelor și al populației din întreaga lume. A fost descrisă ca fiind o performanță tehnico-științifică de primă mărime, primul pas spre cucerirea spațiului cosmic și un nou capitol în cucerirea mediului de către om. În urma lansării sale, a fost comparată cu descoperirea Americii de către Cristofor Columb și continuă să fie considerată o realizare istorică. Primul artefact care a fost plasat pe orbita unui corp ceresc, succesul său a fost rezultatul unor inovații considerabile, în special în ceea ce privește precizia și capacitatea de încărcare a rachetelor sovietice. La acea vreme, SUA se credea cea mai apropiată țară de a pune un satelit pe orbită, iar masa și dimensiunile satelitului sovietic erau de neconceput în contextul programului spațial american contemporan. Designul satelitului dezvoltat de americani era foarte departe de cel care urma să fie construit de sovietici, care era considerat enorm în comparație. La acea vreme, lansarea și plasarea pe orbită a unui obiect de mărimea unui frigider, așa cum a fost descris, era o realizare la care SUA nu puteau decât să viseze și, într-adevăr, satelitul planificat de Statele Unite măsura doar 3 cm lungime și cântărea aproximativ 1,5 kg. Ca realizare științifică de proporții deosebit de impresionante, principalul efect imediat al lansării Sputnik 1 a fost o schimbare în viziunea occidentală asupra ceea ce se întâmpla la est de Cortina de Fier. Considerată până atunci ca o națiune înapoiată și rurală, care reprezenta un risc moderat pentru regimul implementat în Occident, Uniunea Sovietică a ajuns să fie văzută ca o putere militară competentă și un rival demn de luat în seamă pentru cea care se impusese ca prima putere mondială, după încheierea celui de-al doilea război mondial, SUA. Din acel moment, sovieticii, datorită pionieratului lor spațial și mai ales în ceea ce îl privește, au început să fie priviți cu admirație și teamă pe întreaga planetă, chiar și în țările care se rupseseră politic de URSS. Într-o perioadă în care sentimentul anticomunist era deja puternic încurajat în țările de influență americană, consolidarea caracterului presupus expansiv și belicos al comunismului a devenit o prioritate. Astfel, în aceste țări, publicul a fost adesea dezinformat cu privire la satelit și la implicațiile sale, iar știrile care evidențiau contribuția sovietică la știință au fost prezentate alături de analize și comentarii care întăreau ideea că sovieticii au depășit tehnologic Statele Unite, că Sputnik va fi folosit politic de către guvernul sovietic și că întreaga lume era expusă atacurilor cu proiectile sovietice. Din punctul de vedere al guvernelor, pe termen mediu și lung, lansarea Sputnik 1 a avut o serie de consecințe practice în întreaga lume, dar mai ales în URSS și Statele Unite,
cele mai vizibile fiind cursa spațială și intensificarea războiului rece. În mod ironic, la început, lansarea Sputnik 1 a primit un răspuns discret din partea guvernului Uniunii Sovietice. Sovieticii se comportaseră până atunci cu o discreție deosebită în legătură cu realizările lor anterioare în domeniul rachetelor, temându-se că dacă le-ar fi făcut publice, ar fi dus la dezvăluirea unor secrete și eșecuri strategice care ar fi fost exploatate de rivalii lor. Urmând aceeași logică, lansarea satelitului nu a fost inițial folosită politic de către guvern. Rapoartele din acea perioadă și documentele dezvăluite ulterior demonstrează că inițial conducerea sovietică nu a înțeles suficient de bine valoarea lansării Sputnik 1 și că de fapt lansarea sa se datorează mai puțin intențiilor politice și militare, cât angajamentului unor oameni de știință foarte dedicați idealului de explorare spațială, în special Serghei Koroliov. O relatare a vremii menționează că atunci când a fost informat de lansarea de succes a Sputnik 1, Nikita Hrușciov, care fusese trezit de apelul telefonic, s-a culcat din nou liniștit, indiferent de implicațiile acestei realizări. Cu toate acestea, URSS a ajuns rapid să cunoască potențialul lansării, în urma tulburărilor provocate în alte țări, și a început să îl exploateze în propaganda sa. În contextul în care țara a încercat să răspundă propagandei denigratoare difuzate în mod activ în Occident și să se afirme în comunitatea internațională, propaganda guvernului sovietic a ajuns să pună accentul pe mândria realizărilor și să argumenteze în mod fundamental că în timp ce lumea capitalistă susținea că comunismul nu funcționează și că este relegat la înapoiere tehnologică, Sputnik 1 a dovedit contrariul. Același argument va fi preluat și de alte națiuni comuniste care au rupt cu regimul de la Moscova, cum ar fi Iugoslavia. Astfel, ziarul Pravda a început să evidențieze pe prima pagină această realizare, prezentând felicitări din partea unor guverne străine și afirmând că URSS a învins Statele Unite în cursa pentru cucerirea spațiului. Adesea, propaganda sovietică a exagerat considerabil proporțiile și implicațiile realizărilor lor, susținând că a fost cea mai mare victorie a științei umane de până atunci și rezultatul suprem al ingeniozității umane. În aceeași logică, presa sovietică a evidențiat criza instalată în guvernul american din cauza climatului de isterie din țară. Premierul Hrușciov a căutat să exploateze personal avantajele rezultate în urma cuceririi prin atenția și publicitatea internațională care au însoțit-o și a comentat cu umor situația apărută în Statele Unite în urma Sputnik. Ca răspuns la demonstrațiile incomode ale americanilor privind puterea bombardierelor sale strategice, el a afirmat că tehnologia de război americană, dependentă în mare măsură de aceste avioane, va deveni rapid depășită în fața inovațiilor sovietice și că, pentru a face acest lucru, țara sa ar trebui doar să înlocuiască încărcătura transportată de rachetele sale balistice intercontinentale. Hrușciov l-a presat de asemenea pe Koroliov să lanseze un nou satelit pentru a comemora cea de-a 40-a aniversare a Revoluției din Octombrie, ceea ce s-a concretizat cu PS-2, cunoscut sub numele de Sputnik 2. Realizarea valorii programului spațial sovietic a dus în mod evident la continuarea investițiilor în acest sector, dar și la o mai mare recunoaștere a rolului important jucat de Serghei Koroliov în cadrul programului și rezultatelor acestuia. De teamă că ar putea fi asasinat de puteri străine, identitatea sa va rămâne un secret de stat până după moartea sa prematură în 1966, în timpul guvernării lui Leonid Brejnev. În mod similar, guvernul sovietic a căutat în mod activ să protejeze secretele tehnologice implicate în lansarea Sputnik, în special racheta care a dus-o pe orbită. Aceasta a implicat utilizarea dezinformării sub forma răspândirii de date incorrecte despre tehnologia utilizată. Această strategie s-a dovedit eficientă și, de fapt, proiectul rachetei R-7 a rămas secret până la sfârșitul anilor 1960. Inițial, guvernul american a încercat să nu se arate surprins de Sputnik 1 și să minimalizeze episodul printr-un răspuns discret și aproape disprețuitor. Eisenhower și-a exprimat în mod public satisfacția că URSS va testa statutul legal, încă incert, al survolării orbitale ale sateliților și, într-adevăr, SUA crease proiectul Vanguard
și obiectivul de a lansa un satelit în timpul AIG, tocmai pentru a crea un precedent pentru o libertate a spațiului care să permită lansarea de sateliți de spionaj. Cu toate acestea, afirmația că lansarea Sputnik nu a fost o surpriză a fost făcută doar pentru a păstra aparențele. De fapt, în deceniile anterioare, guvernul american a primit mai multe semnale că URSS ar putea în cele din urmă să placeze un satelit pe orbită. În noiembrie 1953, președintele Academiei de Științe a URSS, Alexander Nesmeyanov, a menționat public că știința a avansat până la punctul în care este posibil să se planifice trimiterea de rachete pe lună și crearea unui satelit artificial al Pământului. La două zile după ce americanii au anunțat că intenționează să lanseze un satelit în timpul IGA, Leonid Sedov i-a informat pe oamenii de știință prezenți la o conferință internațională că țara sa intenționează să lanseze un satelit în mai puțin de 2 ani. În septembrie 1956, la o conferință pregătitoare pentru IGA, un alt membru al Academiei a informat că URSS va lansa un satelit în timpul IGA și a enumerat obiectivele misiunii sale. În mai, iunie, iulie și august 1957, guvernul sovietic a distribuit în rândul comunității de radioamatori un proiect pentru construirea de radioreceptoare de radioamator pentru a asculta o lună artificială care va transmite la lungimi de undă de 7,5 și 15 metri. În iunie 1957, Nesmeyanov a anunțat presa sovietică că un satelit va fi lansat în următoarele câteva luni, iar comitetul AIG a fost informat că satelitul sovietic era gata. În sfârșit, în august 1957, URSS a confirmat că a testat cu succes rachetele R-7. Cu toate acestea, aceste indicații au fost în mare parte ignorate, deoarece guvernul american a refuzat să creadă că URSS deținea o astfel de tehnologie. Numai după ce a primit dovezi convingătoare de la observatorul Jodrell Bank, Washingtonul a acceptat că URSS deținea de fapt o rachetă balistică intercontinentală operațională și a lansat un satelit. Reacția rece a administrației Eisenhower a subestimat în mare măsură percepțiile aliaților săi străini. Un raport al Casei Albe, la scurt timp după lansarea Sputnik 1, indica în mod clar că pretenția sovietică de superioritate științifică și tehnologică față de Occident și în special față de Statele Unite a câștigat o acceptare mult mai largă. Că credibilitatea propagandei sovietice a fost mult sporită, că a prevalat percepția că prestigiul SUA a suferit o mare lovitură, că exista o îngrijorare clară în rândul aliaților Statelor Unite că supremația militară s-a mutat sau este pe cale să se mute în favoarea URSS și că temerile țărilor prietene au fost exacerbate de comportamentul guvernului american, atât de marcat de îngrijorare, neliniște și interes intens. În egală măsură, încercările guvernului american de a minimiza realizările sovietice și de a demonstra detașare emoțională au contrastat puternic cu admirația și uimirea cu care realizările sovietice au fost primite de poporul american și de mass media și au avut un efect redus în reducerea temerilor care au cuprins dezbaterea publică. Marile instituții media, cum ar fi revistele Newsweek și Time, au văzut imediat Sputnik ca pe o performanță științifică impresionantă, dar și ca pe un eveniment sinistru pentru Statele Unite în contextul războiului rece. Revista Life s-a referit la Sputnik ca fiind performanța care a zguduit Pământul, menținând că i-a șocat pe americani. Alte câteva publicații au comparat lansarea Sputnik 1 cu atacul japonez asupra Pearl Harbor de la sfârșitul anului 1941. În ciuda indiciilor că URSS plănuia să lanseze un satelit în curând, și a estimărilor că primul satelit american nu va fi gata de lansare până la începutul anului 1958, guvernul american a făcut cunoscut publicului, prin eforturile sale de propagandă, că va fi primul care va plasa un satelit pe orbită. În plus, retorica SUA a afirmat în mod istoric superioritatea militară și tehnologică a țării față de restul lumii,
Și în mod firesc, poporul american și mass media s-au întrebat de ce țara a fost învinsă în cursa pentru spațiu. Cel puțin o parte a problemei se axa pe percepția larg răspândită în rândul guvernului și poporului american a superiorității sale și a inferiorității tehnologice a URSS. Distrusă mai mult decât orice altă țară în timpul celui de-al doilea război mondial, URSS s-a confruntat cu provocări colosale în ceea ce privește locuințele, alimentele și alte nevoi de bază, iar lansarea Sputnik 1 a fost o surpriză pentru americani, care se întrebau cum au putut să fie depășiți de ruși. Un politician de rang înalt își va aminti mai târziu că lansarea satelitului sovietic a lovit Statele Unite ca o cărămidă printr-un geam de sticlă, spulberând iluzia americană de superioritate tehnologică față de Uniunea Sovietică. Deși guvernul american era convins că Sputnik 1 în sine nu reprezenta un risc direct pentru Statele Unite, atât guvernul cât și poporul american erau conștienți de implicațiile militare concretizate de lansarea satelitului. Greutatea lui Sputnik 1 a însemnat că sovieticii dezvoltaseră o rachetă mai puternică decât oricare dintre rachetele testate în SUA și a coroborat faptul că, de fapt, sovieticii dețineau o rachetă balistică intercontinentală operațională capabilă să transporte bombe atomice. Faptul că sovieticii au plasat Sputnik pe o orbită precisă însemna că URSS a rezolvat o serie de probleme în tehnologia de ghidare și navigație a rachetelor, care erau fundamentale pentru a putea lovi ținte precise pe teritoriul SUA. Satelitul putea fi precursorul unei serii de dispozitive care să monitorizeze Statele Unite cu mare precizie. Prin urmare, problema a fost în principal racheta care a pus pe orbită Sputnik 1 și nu atât satelitul în sine. Secvența de evenimente declanșate de rachetă a paralizat practic guvernul american. Deși unii experți au considerat că reacția publicului american a fost mai rea decât vestea lansării satelitului de către sovietici, Dwight Eisenhower a fost supărat în secret de uzura generată de acest caz și și-a văzut popularitatea scăzând vertiginos. Episodul a fost supranumit criza Sputnik și, referindu-se la panica ce a urmat, Eisenhower avea să spună mai târziu că lumina lansării Sputnik 1 a fost orbitoare. În următoarele două luni, criza va fi exacerbată și mai mult de lansarea sovietică a Sputnik 2, a cărui masă era de aproximativ 5 ori mai mare și care transporta și un animal viu, și de eșecul televizat al tentativei de lansare a Vanguard TV3, urmărit de milioane de americani la 6 decembrie 1957. Aliată cu Marea Britanie, reacția americană la acea criză s-a concentrat pe două fronturi, științific și politic, și a avut implicații profunde și pe termen lung care, în istoriografia americană, au căpătat încă din epocă contururi clar definite de excepționalismul american, adică au fost prezentate în așa fel încât să sublinieze caracteristicile extraordinare ale Statelor Unite și capacitatea lor de a triumfa în fața adversităților și a rivalilor. Dintre evenimentele considerate consecințe directe ale crizei Sputnik, se pot evidenția următoarele. Tratamentul prioritar acordat proiectului Explorer, care va ajunge să lanseze primul satelit american la sfârșitul lunii ianuarie 1958. Crearea în februarie 1958 a Agenției pentru Proiecte de Cercetare Avansată, responsabilă de proiecte tehnologice cu scop militar, inițial mai ales în sectorul aerospațial. Reformarea NACA, care începând cu 29 iulie 1958 a devenit NASA, o nouă revizuire a sistemului educațional american, considerat inadecvat în comparație cu cel sovietic, și o creștere a cheltuielilor guvernului american pentru cercetare și educație în fizică, chimie, matematică, biologie și științele pământului, inclusiv programe de predare a științelor încă din primii ani de școală. Consecințele științifice ale lansării Sputnik 1 sunt de mare anvergură și continuă să fie resimțite și în secolul 21.
deoarece a fost scânteia care a precipitat dezvoltarea comunicațiilor prin satelit. Tehnologiile contemporane, cum ar fi Google Earth, sistemele de navigație prin satelit, internetul și sistemele de teleconferință, se numără printre cele mai cunoscute și mai vizibile elemente ale acestei moșteniri. Iar fiecare satelit artificial poate fi considerat un descendent direct al Sputnik 1. La celălalt capăt al moștenirii se află contribuții mai puțin notorii, dar mai imediat dependente, cum ar fi colectarea de informații care nu erau disponibile până atunci cu privire la compoziția, temperatura, presiunea și prezența meteoriților în atmosferă, precum și faptul că, datorită instrumentelor sale, Sputnik 1 a fost de asemenea primul experiment științific pe orbită. În mod similar, prin intermediul sistemului său de control al impulsurilor radio, care îi permitea să transmită informații despre condițiile locale, operatorii săi au făcut primele încercări de telemetrie în spațiu. Sputnik 1 a dat de asemenea startul dezvoltării industriei spațiale sovietice, a cărei structură se deosebea considerabil de cea a omologilor săi occidentali, prin diversitatea și complementaritatea instituțiilor de cercetare și dezvoltare, dar și pe concentrarea exclusivă pe sectorul spațial în detrimentul celui aerian. Din acest motiv, în timp ce omologilor străini pot fi definiți ca făcând parte din industria aerospațială, Rusia și Ucraina contemporane au în principal industrii spațiale. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine, pe curând!